Bună din nou și bine ați revenit la un nou videoclip, cred. Ideea e că în momentul în care eu filmez acest intro, nu știu exact dacă videoclipul la care mă gândesc o să apară. În cazul în care vă uitați la chestia asta, înseamnă că totul a mers bine și că totul e ok. Recunosc cinstit că videoclipul de astăzi a apărut așa ca o surpriză, nu știam foarte clar ce să filmez și m-am tot gândit și m-am tot răzgândit și nu știam ce să vă mai arăt și despre ce să mai vorbim. Așa că în momentul în care mi-a venit un newsletter de la Pottermore, am zis ok, bun, ăsta este momentul în care voi face un videoclip Harry Potter related. Dacă mă urmăresc de ceva vreme, știți că Harry Potter este cartea mea preferată, însă am făcut un singur videoclip legat de Harry Potter, care să aibă legătură cu Harry Potter pe acest canal în acești 3 ani, 3 ani jumate. Prin urmare, simt că a venit momentul să mai vorbim o dată despre asta. Nu o să vă explic de ce îmi place atât de mult seria asta, nu o să-i fac o recenzie, mi se pare că oricum nu aș putea să exprim pe cât de bine aș vrea tot ce am de spus. Daniel a făcut un clip foarte mișto în legătură cu Harry Potter, dacă vreți să-l vedeți, o să-l las link-ul mai jos. Și a zis mult mai frumos decât aș putea o face eu, de ce este atât de importantă seria asta. Așa că dacă vreți să vedeți niște motive, mergeți la el. Eu astăzi însă am zis să ținem lucrurile un pic mai relaxat și mai chill și să intrăm un pic pe Pottermore. Povestea mea cu Pottermore este în felul următor. Acum câțiva ani am fost sortată pe Pottermore la Slytherin, o casă cu care eu nu prea mă identific, sinceră să fiu. Mereu pe orice alt test pe care l-am făcut și jobenul și alte jobene magice pe care le-am avut, toată lumea mi-a zis că sunt Ravenclaw și cumva eu asta mă simt Ravenclaw. Așa că am zis că mai facem o încercare pe Pottermore, o să mă resortez să vedem dacă lucrurile s-au schimbat între timp. Și eu recunosc că nu mai intrasem de mult pe Pottermore și am văzut tot felul de teste și joculețe pe care să le facem împreună. Așadar, sper eu ca acest clip să meargă, să pot să fac screen recordurile pe care vreau să le fac. Dacă da, vizionare plăcută, sper să vă placă. Dacă nu, atunci probabil astăzi nu vedeți niciun clip, asta este. Oricum, sincer, eu nu știu ce urmează voi să vedeți acum. Dacă vă place, thumbs up și spuneți-mi în comentarii care credeți voi că o să fie rezultatele. Dacă vă place ce ați văzut astăzi, subscribe ca să fiți la curent și cu alte clipuri. Peste vreo 2 săptămâni o să apară un clip de care sunt super încântată, va fi un fel de follow me around într-o zi de filmat, editat și postat, așa că dacă vreți să vedeți exact ce se întâmplă în spatele camerelor, subscribe. Până atunci citiți cât se poate de mult și nu uitați să-mi spuneți și mie ce mai citiți. Bye! Hey guys, astăzi, așa cum v-am zis, vreau să ne uităm un pic pe Pottermore, nu am mai făcut asta de multă vreme, așa că vreau să văd exact în ce stadiu mă mai găsesc. Așa cum v-am zis în clipul precedent, am fost sortat acum câțiva ani la Slytherin, dar toate celelalte teste pe care le-am făcut în rest mă dau ca fiind Ravenclaw. Nu știu, urmează să vedem. Am zis așa, avem 4 tipuri de teste, vom începe cu cel de la Hogwarts, apoi dacă avem timp îl facem și pe Ilvermorny, Discovery Wand cu bagheta magică și Patronus sunt 2 pe care eventual le facem în alte serie. Nu știu, vedem exact cât timp avem și cum merge. Dar haideți să ne uităm la Join the Hogwarts House. Nu vrem neapărat, nu am mai fost sortați, o să presupunem că nu am fost sortată și o să mă duc direct la Be Sorted and Discover Your House, direct la sortare. Și avem 2 opțiuni, fie putem să citim întreaga poveste, fie putem să trecem direct la ceremonia de sortare. Eu nu o să citesc întreaga poveste pentru că o știu în mare parte, așa că o să mergem direct la test. Și avem așa, Moon or Stars, Lună sau Stele. Moon or Stars? Aș merge cu Luna. Which would you rather be? Ce ai prefera să fii? Invidiat? Imitat? Să aibă lumea încredere în tine? Lăudat? Plăcut? Temut? Aoleu, ăsta e ca un test de personalitate super nașpa. O să fiu sinceră și o să mergem pe lăudat. Am nevoie de validare în viața mea. After you have died, what would you most like people to do when they hear your name? După ce mor, de ce ai vrea să fii ținut minte? Sau ce ai vrea să creadă lumea despre tine? Să le fie dor de tine, dar să zâmbească? Ask for more stories about your adventures. Să întrebe mai multe povești despre aventurile tale. Să se gândească cu admirație la realizările tale. Nu-ți pasă ce crede lumea după ce ai murit, e mai degrabă important ce contează în ce cred în momentul în care trăiești. O să mergem pe prima variantă. If you're attending Hogwarts, which pet would you choose to take with you? Dacă merge la Hogwarts, ce animal de companie vrea să ai? O mâță vagabondă, o mâță siameză, o mâță portocalie și cu asta cred că o să mergem, o mâță neagră, o mâță albă, mamă câtă mâțe. Diverse tipuri de bufnițe,
Îmi pare rău, dar nu știu să le traduc pe toate. Bufnița maro, bufnița albă cum e Hedwig, bufniță de barn și braște. Braște. Nu, o să mergem cu mâța portocalie, dacă o mai găsim. White cat, black cat, ginger cat. Asta e. A muggle confronts you and says that they are sure you're a witch or wizard. Do you? Ce faci? Deci dacă vine un muggle, un încuiat la tine și îți spune, aha, tu ești vrăjitoare sau vrăjitor, ce faci? Îi întreb de ce zic asta. Sunt de acord cu ei și îi întreb dacă vor să vadă o vrajă. Sunt de acord cu ei, dar merg mai departe, lăsându-i să se gândească dacă nu cumva blufez. Sau le spun că sunt îngrijorat cu privire la sănătatea lor mentală și mă hotărăsc să sun un doctor. Asta. Four goblets are placed before you. Which would you choose to drink? Sunt patru pocale în fața ta pe care le alegi ca să-l bei. The foaming, frothing, silvery liquid that sparkles as though containing ground diamonds. Lichidul care strălucește ca diamantele și face spumă și este așa argintiu. The smooth, thick, richly purple drink that gives off a delicious smell of chocolate and plums. Un lichid dens și gros, care emană o aromă de ciocolată și prune. Nu sună rău. Lichidul galben, atât de strălucitor încât de-abia te poți uita la el, care face așa de particule care dansează prin toată camera. Și lichidul negru misterios, care strălucește precum cerneala, care emană vapori, care te fac să vezi lucruri ciudate. Ciocolată și prune, come on. If you could have any power, which would you choose? Deci putea să ai orice putere pe care alege-o, puterea de a citi mințile, puterea invizibilității, puterea superputeri, putere superomenească, puterea de a vorbi cu animalele, puterea de a schimba trecutul sau puterea de a-ți schimba înfățișarea. O să mergem cu invizibilitatea pentru simplu motiv că m-ar ajuta să călătoresc foarte mult. Heads or tails, cap sau pajură? Cap. Ok, cât de tare. Hufflepuff, ok, aia este. Super. Return to my profile. Bun, hai că la asta chiar nu mă așteptam. Sincer, trebuie să recunosc că mă așteptam să fiu fie Slytherin, fie Ravenclaw, dar să fiu Hufflepuff chiar nu mă așteptam. Foarte tare, cool, like it. Și haide să vedem ce suntem și la Ivermorny. Ok. Begin the experience. Ai prefera să îți aduci aminte sau să experimentezi? Să experimentezi. Which would you choose if you could only have one? Ce alege dacă ai avea o singură variantă? Puterea de a schimba o singură zi din viitor? Puterea de a schimba o singură zi din trecut? Puterea de a apăra pe cineva ca o persoană să nu poată fi rănită? Puterea de a aduce o persoană înapoi din morți? Puterea de a vindeca orice boală din lume? Puterea de a eradica o calitate pe care au toți oamenii. Wow! Puterea de a ști răspunsul la fiecare întrebare. Asta cu quality, pentru că mă gândesc că e quality în sensul de atribut, nu neapărat de calitate și ar putea să fie și o nasoleală pe care aș putea să o eradichez. Cea mai mare slăbiciunea mea este... My greatest weakness is no... cea mai mare slăbiciunea mea este... Nu este treaba nimănui. Ce mă face pe mine să fiu eu, sursa celui mai mare atu al meu și ceva ce trebuie să schimb, din păcate. Aș vrea să știu cum pot să uit, să câștig, să fug, să evadez sau să merg mai departe. Să uit, cred. Da. De ce? Why not? Hai, ce frumos! Because I want to, stupid question, we may never know, why not? Mereu răspund cu why not, la why. Think of the question you would most like answered by a person or an all-knowing being or device. Which of the following most closely resembles the answer you'd like to hear? Vai cât de frumos! Gândește-te la o întrebare la care ai vrea cel mai mult să afli răspunsul, fie din partea unei persoane, fie din partea unei entități atotștiutoare sau al unei mașinării.
Care dintre variantele astea se asemănă cel mai mult cu răspunsul pe care ai vrea să-l auzi? Vai, ce frumos! Mamă! Ok. Cu siguranță, niciodată, curând, este imposibil, da, îți voi arăta totul, doar dacă ești de acord, dacă vii cu mine, nu, nu am făcut asta, tu ești, da, ai voie, doar odată. Dacă vrei, întotdeauna, nu pentru mulți ani. Vai, ce frumos, Doamne! Nu o să vă spun întrebarea pe care la care m-am gândit, pentru că este un pic prea personală, dar răspunsul meu este ăsta. Sunt cel mai puternic atunci când știu că am dreptate, când sunt cu prietenii mei, când sunt entuziasmat, când sunt treaz, sau când sunt singur, când sunt entuziasmat. Mi se pare că atunci când pun pasiune în ceva, totul merge mult mai bine. Pot salva un copil sau o singura sticluță de poțiune care ar putea salva 1000 de vieți pe care îl salvezi. Copilul, sticluța doar poate salva 1000 de vieți sau sticluța, copilul. Pentru că nu știi niciodată cum sunt acei 1000 de oameni și copilul are măcar șansa să fie mișto. Și sunt în Horned Serpents, ok? Nu știu multe despre asta, dar haide să aflăm împreună. More about my house. Ok. Represents the mind and favors scholars. Uitați, deci mie mi se pare că Horned Serpent ar trebui să semene cu Ravenclaw, nu? Sunt eu nebună? Cred că asta este. Dar cu toate astea, se pare că sunt Hufflepuff și Horned Serpent. Cu tot mai cred, nu știu, o parte din mine este în continuare Ravenclaw. Dacă mă vedeți cu fular și alte alea cu Ravenclaw, să știți de ce. Bun, eu zic că putem să ne oprim aici cu astea două teste. Mai avem încă două, în caz că ați uitat de la început. Care erau? Sorting. Ok? Și mai aveam bagheta și patronusul. Dacă v-a plăcut clipul ăsta și vreți să vedeți și care este bagheta mea și care este patronusul, dați un thumbs up și spuneți-mi în comentarii. Și apropo, de ce sunt Hufflepuff? Nu! Bine, noi ne vedem curând. Bye!